Bună dimineața, oameni buni! Iată, din nou împreună, în prima zi lucrătoare adevărată a noului an. Așa că dacă tot se întoarce lumea la muncă, bine, unii care suferă de afecțiuni maladive se tratează în insule speciale, dar în rest totul este ok. Pentru că lumea se întoarce la lucru, haideți să începem și noi cu o emisiune pe care o dorim cât mai constructivă. Iar la final lansăm și o mică provocare. Deci, Neamțul este un județ preponderent turistic, ni se spune, în care se investește în turism de zeci de ani. Țineți minte ce planuri mărețe am avut în turism, cu celebrul Gabriel Muraru în prim plan, cu un domn Draghiș în spatele domniei sale, mai înainte am avut și pe alții, după i-am avut pe alții și acum avem din nou mult, mult, mult turism. Și pentru că am vrut să vedem noi, cei de la Mesagerul, că suntem noi așa mai curioși din când în când, să nu ne uităm numai în comunicatele oficiale ale șefilor, ce se întâmplă prin județ în turism, ieri ne-am dus la Durău. O leacă de costuri până acolo, o leacă de costuri viitoare, pentru că mașinile, ca să ajungi la Durău, trebuie să ai curaj și un pic de inconștiență în județul Neamț. Când vii din partea cealaltă, e mai ușor, drumul e mai bun. Și ne-am dus la Durău. Ce-am constatat în stațiunea Durău, care, dacă țineți minte, în perioada asta a Crăciunului pe vechi, era aglomerată că n-aveai loc să arunci un ac. O mașină parcată pe stradă, pe strada principală, și în rest, multă, multă liniște. Moldoveni puțin spre deloc, ăia de peste Prut, nu vorbim de moldovenii de aici, care așteptau clienți. În ciuda faptului că o firmă particulară a făcut o investiție majoră, nu vorbim de stat, instituții publice locale și altele, într-o pistă de schi, s-au găsit șmecheri, o să îi revenim, să pună bețe în roate la investiție, ba că jumătate de metru nu într-o parte, ba că un sfert de metru nu într-o parte, și au făcut tot ce se poate ca să întârzie darea în folosința noii piste de schi. Deocamdată acolo funcționează o pârtie pentru săni. Se fac probe la telescaune, pentru că s-a făcut o investiție, se dorește continuarea investiției, se așteaptă autorizația ISCIR, și probabil că în următoarele săptămâni, după ce va trece sezonul, se vor obține toate autorizațiile care, dacă ar fi fost niște minți luminate în conducerea instituțiilor descentralizate, a instituțiilor care acordă asemenea autorizații, ar fi grăbit, acele minți luminate, ar fi grăbit lucrurile ca să avem o pârtie de schi funcțională la nivelul județului. Cea de la Piatra Neamț probabil va funcționa și ea după ce dă soarele și se topește zăpada. Atunci putem să ne dăm cu sacii pe noroi sau pe iarbă. Ar fi o idee. Acum așteptăm să vedem dacă mai ține timpul așa. Poate vom avea zăpadă pe pârtie ca să mergem vreo două zile cu schiurile. Și gata sezonul. Deci asta este situația la Durău. De ce este așa? E o întreagă poveste cu interese, cu tot felul de treburi în care au fost implicați mulți, aproape toate mărimile județului. Era să spun toate măriile județului, toate mărimile județului, Maria Gheorghe era înainte. Acum Maria Gheorghe e transformată, e democratică, nu mai face controale cum făcea Maria Gheorghe, nu-l mai are șef de cabinet pe domnul Luca ca să o informeze ce e în județ. Acum domnul Luca e multiplicat în vreo 7-8 personaje care fiecare picură veninul de unde pot înspre șefi. Și îl dezinformează cu mare, mare plăcere. Deci, ăsta este Durău.
Noi în neamț am mai avea niște locuri care s-ar preta pentru un turism de diverse feluri. Nu vorbim despre turismul ecumenic, care funcționează neorganizat, dar funcționează și aduce bani. El ar putea să aducă de 15 ori mai mulți bani. Da, este altă poveste aici. Mai țineți minte despre planurile mărețe proteștiene, putem spune, la un moment dat, privind stațiunea Negulești? Asta ca să nu ne aducem aminte de ce a fost înainte acolo. După aceea, planurile de pe timpul lui Culiță Tărâță cu societatea de acolo. Acum este o mare, mare liniște în legătură cu Neguleștiul. Toate planurile mărețe de dezvoltare turistică a județului au lăsat Neguleștiul în paragină. De ce? Surse bine informate spun că e vorba despre o vânzare a acelor active către niște băieți interesați să se joace acolo. Acolo este o situație interesantă. Pe o jumătate din active sunt, dacă nu mă înșel eu, la Consiliul Județean, în curtea Consiliului Județean, dacă s-o fi terminat toate căile de atac ale procesului care exista, și o parte sunt, dacă nu mă înșel, prin curtea Spitalului Județean Neamț. Deci, o joacă interesantă, iar acolo, numai dacă ne gândim la sutele, dacă nu miile de bătrâni care se chinuie și caută locuri prin tot felul de stabilimente în care să stea și să-și petreacă ultimii ani într-o zonă cât de cât decentă de confort, ne gândim că la Negulești s-ar fi putut face așa ceva fără multe eforturi. Fără multe eforturi, dar probabil că nu există această dorință. Avem o secție de paliative la spital. Numai că acolo există și, să spunem așa, pacienți de drept. Sau îndrept să stea acolo, în afara prevederilor și normativelor Ministerului Sănătății. Vă dați seama ce ar însemna un asemenea centru la Negulești, în care oamenii să poată să contribuie cu pensia lor și să stea acolo în condiții semi-hoteliere? Pentru că ar exista infrastructura, dar ar trebui făcută o modernizare. Avem și oglinzile. Stațiunea Oglinzi, care dă statutul de oraș turistic pentru Târgu Neamț. Și acolo Târgu Neamț a devenit acționar. Orașul Târgu Neamț a devenit acționar majoritar, dar probabil că nu sunt bani pentru investiții. Pe o anumită schemă propusă de dezvoltare de către Guvernul României la final de an, s-ar putea obține fonduri acolo. Să vedem. Oricum, ce-a mai rămas din Negulești, că terenurile din jur sunt prinse bine de băieți care au știut când să investească și unde, e greu de crezut că va putea oferi o infrastructură suficientă pentru un număr mare de turiști. Cât despre apele de acolo, este o altă discuție care merită separat o emisiune cu specialiști. Ce mai avem? Bălțăteștiu, care e la armată și care funcționează pe linie sindicalo-militară. Are potențial, s-ar putea dezvolta și mai mult, problema că cei de la armată nu pot investi că nu e a lor și este așa un fel de melanj ciudat care până la urmă, să spunem că funcționează. La Barticești avem un fel de centru medical, barnear, de recuperare, sportiv, dar acolo există stăpân. Și dacă unde există stăpân și dorință de a face, aici e vorba de Biserica Catolică, se face. Asta este problema cu partea noastră de stațiune. Nu avem plan coerent de dezvoltare și nu există stăpâni care se ocupe
de respectivele lucruri. După cum, degeaba aduci sute de miliarde, mii de miliarde de lei în județ, dacă nu ai oameni care să urmărească cum se cheltuiesc banii ăștia, să fie atenți la comision, să-și aducă aminte de chestia aia cu buzunarul și cu degetul mare de la buzunar și să facă lucrurile. Că nimeni nu spune să nu se mânjească băieții pe degete, că asta e. Dar, băi băieți, mânjiți-vă cât să faceți un lucru bun, nu mai mult. Și acum, de ce vrem să intitulăm acest mic calup de emisiune De la Durău la Copenhaga? Păi să vă spunem, Copenhaga bănuiesc că știe toată lumea cine e, unde e, cu ce se ocupă acest oraș. Iată că Danemarca intenționează să construiască lângă Copenhaga 9 insule artificiale pentru a atrage companii acolo de cu înaltă tehnologie. De ce fac asta? Pentru că nu au locuințe și spații de birouri, spun danezii, și atunci construiesc pe insule. Ne adresăm companiilor de înaltă tehnologie, dar vom avea nevoie mereu și de producție de bunuri pe care să le folosim în fiecare zi, a declarat Rasmus Jarlov, ministrul Industriei și Mediului de Afaceri. Construcția celor 9 insule este programată să înceapă în anul 2022 și primele parcele se vor vinde în anul 2028. De ce vă spun lucrurile astea? Pentru că băieții ăia își folosesc cutia craniană, fac planuri de viitor, în 2019 anunță că încep în 2022. Și se țin de ce fac. Își programează, iau legătura cu companii, oferă toată infrastructura, dar pe un plan coerent, nu pe o șmecherie. De, cum se chemau pe aici? Că am uitat. Cum se chemau astea, domne? Incubatoare de afaceri. Cred că s-au clocit toate ouăle în incubator. Cum se mai chemau? Că vreau pe la Săvinești, pe undeva, de la mecanica Ceahlon, încolo să facă niște negelcizme, nu știu cum se chemau alea. Mi se șoptește parcuri. Parcuri avem. Deci, de aceea vă spun, care este diferența dintre niște guvernanți care se gândesc la viitorul țării, regiunii lor și cei care ne conduc acum. Deci, care este scopul lor de la Copenhaga? Să atragă 380 de companii în zonă. Cine se ocupă de chestia asta? Șeful Camerei de Comerț din Danemarca, Brian Mikkelsen, este în coordonarea acestui proiect. De ce? Pentru că acolo niște oameni tăștepți au înțeles că motorul este dat de societățile comerciale. Ai cât mai multe, plătesc impozite raționale și se învârte căruța. 380 de companii în zona respectivă înseamnă câteva zeci de mii de locuri de muncă și înseamnă dezvoltare. Și înseamnă crearea unui pol de cercetare și tot așa. Așteptăm și noi să revedem restaurantul de pe insulița care era pe lac aici la noi. Acolo ni se spunea la un moment dat că va fi așa un fel de Eldorado turistic nemțean, pietrean, în care șeful de la turism să poată, de exemplu, să-l inaugureze punând așa un fel de covor de lumânări aprinse ca să-și întâmpine iubita el prima dată singur și după aceea să dea drumul și la restul populației.
Ne oprim aici, vă dorim o zi bună și la final de emisiune, provocarea. Provocare. Așteptăm aici, călărgim puțin cadru, punem un scaun, șefi politici, șefi de instituții, oameni simpli care au idei și vor să le facă cunoscute celor amintiți înainte, colegi de breaslă, dacă vor, să discutăm despre o problemă. Problema se cheamă așa. Avem un județ. Ce facem cu el? Avem orașe. Ce facem cu ele? Avem comune. Avem posibilități turistice. Ce facem cu ele? Că în rest, pe hârtie, nici nu mai avem loc pe șosele de câți bani circulă prin neamț. Ne oprim aici, vă dorim o zi extraordinară, vedeți că și la noapte este ger. Și cine știe ce idei ne mai vin.